Uite, fără, știu, sunt o bursă. Avem mine. Da, nu este de aplauze. Să facem o repetiție. Deci ce de ea stă? Și mai zic ceva sau nu? Deci, păi, asta le spune la întrebarea și atât. Ok. Nu mine. Cât vrei? Nu mine. Nu. 30 de secunde. 30 de secunde. Sunt 30 de da, hai să ne pregătim. Hai. Thank you.
sunt hipoteze. Este vreodată de dat la urmă, care se funcționează. Și montate la o înălțime foarte mică. În jurul dușului și al camerei au bare de care să se ajute, astfel încât să se poată descurca singuri.
studenții handicapați sunt obișnuiți să trăiască în aceeași colectivitate cu cei normali, pentru că încă din școala primară și liceu, legile federale îi obligă pe profesorii din școlile publice să formeze clase mixte. We have two different laws in this country. În țara asta există două legi care obligă facultățile să își facă programele accesibile pentru studenții cu handicap. Prima este din 1973 și prevede că facultățile care primesc bani de la bugetul Statelor Unite nu au voie să facă discriminări între studenți doar pentru că sunt handicapați. Could not discriminate against an otherwise qualified student just because they had a disability. And of course that covered many, many, many. Și asta e valabil pentru foarte, foarte multe universități din Statele Unite ale Americii, pentru că într-o formă sau alta toate primesc bani de la bugetul federal. Federal money through financial aid. So that covered a lot of the schools. Then in 1990, apoi în 1990 a fost votată încă o lege care prevede ca și în afara universităților să existe aceleași facilități. It made accommodations required outside of just higher education. It meant that employers, transportation, asta înseamnă că patronii, transportul public, cei din comerț, în fine, toată lumea trebuie să facă în așa fel încât și cei cu handicap să aibă acces egal cu ceilalți. Ce ne puteți spune de școlile particulare? Se păstrează aceleași legi? Și ele sunt guvernate de aceeași legislație. Chiar dacă nu primesc bani de la guvern, sunt obligate să respecte legea. Singurele școli care sunt scutite de aceste obligații sunt cele religioase, pentru că atunci când a fost votată legea drepturilor civile, guvernul a fost foarte atent să nu voteze o lege care să se amestece în treburile bisericii. Și asta pentru că întotdeauna am ținut morțiși ca statul și biserica să fie două instituții complet separate. Because we've always had a big thing in this country about keeping government and religion separate. Relația studenților handicapați cu ceilalți studenți pare normală, dar Bill Scales se spune că există totuși o oarecare distanță între ei. What you find out is that când întrebi un student care nu este handicapat dacă este de acord să fie în aceeași clasă cu un student handicapat, el va fi de acord. Apoi, când îi întreb dacă sunt de acord să locuiască în aceeași cameră cu un student handicapat, studenții vor spune da. Dar pe măsură ce întrebările devin mai personale, se poate observa că sunt mai reticenți. Dacă întrebi, crezi că este normal ca un student handicapat să se întâlnească cu cineva sau să meargă la petreceri, li se pare normal. Dar dacă îi întrebi, ți-ar plăcea ca sora ta să se întâlnească cu un handicapat, atunci vezi că au rețineri. And then you begin to see a little more resistance, and then you say, would you consider dating? And then you see even more resistance. Și dacă întrebi direct dacă ei înșiși ar avea o relație intimă cu un handicapat, observi deja respingerea. Dar în general, sunt acceptați bine. Andre Scott are 29 de ani, este student al Facultății de Sport și triplu campion național la ping-pong. El este un adevărat exemplu de voință. I love sports. I love to play table tennis. Îmi place sportul. Să joc ping-pong, basket, sunt chiar unul dintre conducătorii echipei de basket de la Universitatea Maryland. Avem o echipă bună. Acesta este al doilea an al meu aici și am obținut deja două titluri. Înainte să vin aici, echipa de ping-pong mai obținuse un titlu național, dar de când sunt eu capitan, am mai obținut încă două, ceea ce mă face să mă simt foarte mândru. Pentru că, deși sunt în caucior, am obținut titlul național într-un concurs obișnuit, nu special pentru handicapați. Ce fel de servicii oferă Universitatea Maryland pentru studenții handicapați? Like for one, they have a shuttle service. I don't
Avem un autobuz special care ne duce la școală și prin campus, ne ia de acasă și ne duce oriunde vrem. Nu știu dacă ați observat, dar Universitatea Maryland este toată întinsă pe dealuri și trebuie să urci și să cobori, așa că autobuzele sunt foarte necesare. Avem de asemenea apartamente special amenajate pentru noi. Totul îmi e la îndemână, astfel încât mă pot descurca fără niciun ajutor. Crezi că în America există o grijă specială pentru persoanele cu handicap? Da, nu a fost întotdeauna așa. Lucrurile au evoluat. Nu au existat întotdeauna atâtea facilități. Țara asta a început să înțeleagă că și handicapații pot fi de folos. Acum 5-10 ani nu aș fi putut să iau autobuzul, trenul sau avionul fără ajutorul cuiva, dar acum toate acestea îmi sunt accesibile. Andrei nu își mai poate mișca picioarele de la vârsta de 15 ani, dar nu s-a lăsat învins de soartă. Pentru că este un sportiv renumit, el a ajuns unul dintre studenții cu care Universitatea Maryland se mândrește. Înainte să mi se întâmple mie, nu știam mai nimic despre handicapați. Până în 84-85 jucam fotbal, făceam sport și nu mă interesau alte lucruri. Nici nu mă gândeam că și handicapații pot avea o viață normală. Credeam că stau numai în casă și mănânc alune în fața televizorului. Eram ignorant și nu bănuiam câte lucruri pot face niște oameni handicapați. Dar până acum 5-10 ani, nimeni nu știa ce se întâmplă cu handicapații. Astăzi sunt mult mai vizibili pe străzi și peste tot, iar pentru ceilalți oameni, prezența lor a devenit un lucru obișnuit. De exemplu, chiar scaunele cu rotile. Până nu de mult, toate erau ca cele din spital. Acum sunt automate, mult mai ușor de manevrat și cu alt design. Oamenii pe stradă, prietenii mei, sunt chiar interesați de felul cum funcționează aceste mici mașini. Mulți dintre amicii mei îmi cer voie să se joace cu scaunul meu când vin în vizită. Toate astea îți îmbunătățesc imaginea în fața celorlalți și îți dau mai multă încredere în tine. În momentul în care termină facultatea, studenții handicapați sunt ajutați de serviciile federale să-și găsească o slujbă. Pentru ei funcționează așa numita discriminare pozitivă. Și ceilalți studenți sunt sprijiniți să se angajeze la o firmă. Fiecare universitate are un centru de consultanță unde studenții pot găsi oferte de muncă atât în timpul facultății, cât și după terminarea ei. La Maryland l-am întâlnit, de exemplu, pe Gary Fernandez, reprezentant al unei companii de transportat colete. În fiecare an ei angajează câteva sute de studenți care lucrează o jumătate de normă. Sunt plătiți cu $8 pe oră și lucrează 5 zile pe săptămână. Nu sunt obligați să lucreze în weekend. Pot avea program redus între 3 și 5 ore în funcție de orarul școlar sau cum le convine. Programul nostru este non-stop, așa că pot lucra dimineața dacă au ore după amiaza sau pot lucra noaptea dacă au cursuri toată ziua. După ce termină facultatea, unii dintre studenți pot rămâne să lucreze aici. Ceilalți sunt ajutați în continuare de centrul de consultanță. Adesea studenții nu știu unde se pot angaja după ce termină facultatea, dar îi ajutăm să caute o slujbă. Îi învățăm cum să facă un rezumat, o autobiografie, cum să caute o slujbă. Câți studenți puteți ajuta să-și găsească de lucru? Posibilitățile noastre sunt limitate doar de numărul angajaților. Centrul nostru însă îi ajută pe toți studenții din facultate. Probabil sunt cam 5-10 mii de studenți pe an pe care îi ajutăm. Îi îndrumăm spre seminarii de lucru, le dăm consultanță individuală, să caute slujbe în campus și să treacă de interviuri. Le punem la dispoziție diverse servicii.
through interviews on campus and the various services that we have. Toate aceste facilitățile sunt oferite studenților de către o universitate publică susținută de bugetul federal. Săptămâna viitoare veți vedea ce se întâmplă la o universitate particulară.